Dincolo de a ajuta românii bolnavi de cancer prin știința medicală, prin intervențiile chirurgicale, am observat că vă implicați foarte mult și în evenimente caritabile, nu doar cântați în orchestra medicilor Ermil Nichifor, ci chiar v-ați implicat în organizarea, și aici mă refer la concertul extraordinar Armoniile Speranței, care a avut loc la Opera Națională Română în decembrie și care, într-adevăr, pot spune că a fost un concert extraordinar. Ce a fost dificil în organizarea acestui eveniment, care a fost și patronat de președintele României, Klaus Iohannis, și a implicat, practic, să spun așa, muncă mult mai multă, având în vedere invitații de seamă care au venit atât în sală, dar și artiștii de pe scenă? Asumă-ți riscul. Dacă câștigi, vei fi fericit. Dacă vei pierde, vei fi mai înțelept. Eu mi-am asumat să construiesc ceva din suflet. N-am dubii cum că nu-mi ies. În momentul în care vii și construiești cu drag, cu dragoste pentru oameni, aici este secretul nostru. Nu toată lumea știe să iubească oamenii, se gândesc cum să se iubească pe ei. În momentul în care ai pornit la un drum de acest fel, în momentul în care ai alături de tine o echipă cu aceeași gândire, că nu contează unde te afli, contează pe cine ai alături. Și când am avut alături de mine, și acum vă rog să-mi permiteți să enumăr o parte dintre cei care, fără de care nu puteam să fac nimic, pentru că orice verigă, dacă lipsea, nu ieșea nimic. Toate au fost foarte importante. Am pornit la acest drum în urma unei discuții ca între doi oameni care iubesc oameni, cu un bun prieten. E vorba de domnul Daniel Micle, de la 360 Medical, și așa s-a născut colaborarea cu 360 Medical. După care acest vis al nostru a început să prindă contur, aducând lângă noi o voce, acea voce venită ca idee prin impresarul lui, vocea era reprezentată de Sir Willard White, bas baritonul Casei Regale a Angliei, și un bun prieten de-al meu, Bogdan Enache, l-a propus pentru că îl știa, eu nu cunoșteam nimic. Am cunoscut cu această ocazie o legendă a muzicii, una dintre cele mai frumoase voci ale lumii, un colos în muzica actuală, dar mai presus de orice, un om incredibil, cu o evoluție spirituală fantastică. Am învățat o mulțime de lucruri în cele două zile cât a stat în România. Următoarea etapă a evenimentului și a fost prinderea lângă noi a Fundației Medicina și Muzica și a Fundației Constantin Silvestri, care au creat partea muzicală alături de care să construim, și Televiziunea Română. Nu e prima oară când vine cu încredere, când investesc încredere în proiectele noastre, și de fiecare dată a ieșit foarte frumos, și Radio România, de asemenea, prieteni foarte buni. Iar din partea președinției,
României. Compartimentul de cultură și de medicină, conduse de compartimentele, cele două, conduse de domnul Sergiu Nistor și de doamna conferențiar dr. Loreta Diana Păun, imediat au venit și au susținut acest eveniment. A fost o sinergie incredibilă. Toți ne-am blocat la un moment dat la partea financiară. Evenimentul s-a născut plin de speranțe că vom face rost ușor de bani, fiind dedicat pacienților cu cancer. Și deja încercam să vedem cum putem să redirecționăm banii, dar a fost un moment în care nu aveam deloc să susținem evenimentul. Apoi să mai ofer și pacienților. A fost un moment greu. Nu știu dacă am voie să pronunț sau nu nume de sponsor, dar Eurofarm a fost cea care a venit prima și datorită Eurofarmului a putut veni Sir Willard White în România. Deci a fost bula de oxigen de care am avut nevoie să existăm și să ne putem permite să visăm mai departe. În momentele acelea ne-am dat seama că toți cei care teoretic trebuiau să fie alături de noi, și mă refer la firme de medicamente și asta, implicate în tratamentul acestor bolnavi cu cancer, au dispărut complet. Au reapărut în sală în momentul concertului. Și pentru a exista acest eveniment, a intrat în scenă un om incredibil, absolut minunat, e vorba de Daniel Jinga, directorul Operei Române, care s-a oferit să fie partener alături de Ministerul Culturii, domnul ministru Lucian Rămășcanu, un om absolut special, au venit și au zis, da, facem, cum să nu? Suntem acolo pentru bolnavi de cancer, dar pentru oricine. Sunt convins că ei pentru a ajuta oameni fac orice. Așa cum facem și noi. Și ne-au putut susține astfel încât să existe acel eveniment. În imediata etapă, chiar înainte de concert, au apărut și alți sponsori deosebit de amabili, dar să știți că pe lângă doi sponsori mari, Hidroelectrica și Romgaz, care au venit în ultima clipă, au fost foarte mulți sponsori mici care și-au exprimat pur și simplu sentimentele și susținerea față de bolnavi, că toți targetam același lucru, toți încercam să atragem atenția, să ajutăm bolnavii de cancer. Ăsta a fost scopul. Și foarte mulți oameni frumoși au venit alături de noi și eu mulțumesc în special celor care nu au venit, pentru că nu avem nevoie decât de oameni cu suflet. De ce v-ați gândit din start la pacienții oncologici? Au ei mai multă nevoie decât alți pacienți de susținere, de strângere de fonduri? Toți oamenii au nevoie de susținere. Iar bolile ne-au fost date ca să ne aducă aminte că între noi și viață contractul poate fi reziliat în orice clipă. În urma unui infart se oprește brusc. Contractul expiră imediat. La un bolnav neoplastic, la un bolnav cu cancer, contractul acesta se poate derula în luni, în ani. Dumnezeu știe. Nu știm când devenim o poveste. Că la un moment dat toți vom deveni o poveste. Se va rupe și ultima coardă de la vioară. Și atunci se oprește și devenim doar o bucată de lemn. Dar nu știm ce și cum și când. Important e că atunci cât suntem și putem să facem. Dar pentru asta avem nevoie de ingrediente.
Și revin la ceea ce am spus mai devreme. Dragostea față de oameni. E suficient să avem pasta și restul ne mobilizăm. Riscul de a organiza o nouă ediție a unui astfel de concert, vi-l mai asumați? Într-adevăr, organizarea unui concert poate fi un risc. În acest moment nu se mai pune problema de așa ceva. De obicei mă ocup de muzică și de cultură mai mult decât în timpul anului, în luna decembrie. Când mă încarc, când vin sărbătorile, când ne apropiam de nașterea lui Iisus, când trebuie să fim cât mai, să trăim cât mai în frumos. Acum începem anul 2023, plin de energie pentru a putea trata și vindeca pacienții. Noi ne întoarcem la viața noastră de zi cu zi, din care nici n-am ieșit, că și astăzi tot de la spital vin. Dar toate energiile și forțele sunt pentru medicină și pentru pacienți. Asta facem noi de zi cu zi. Partea culturală, cu ea ne hrănim, dar din când în când. Deci să ne așteptăm la o nouă ediție a concertului Armoniile Speranței? Armoniile Speranței trebuie să fie permanente în noi și din când în când să ne mai manifestăm.